Am revenit la Lumea Nevăzută și continuăm discuția despre capacitățile extrasenzoriale cu invitata mea, Lidia Fecioru. Vorbeam de informații, că putem primi informații sub foarte multe forme, prin clar vedere, clar auz, clar simțire, clar miros, clar cunoaștere și așa mai departe. Cum ne dezvoltăm aceste abilități? Dacă vrem, nu știu, să primim niște informații de la ghizii noștri spirituali, de la îngerul nostru păzitor. Bă, îngerul păzitor întotdeauna îți spune ce ai de făcut. Dar nu știm să-l ascultăm, mulți dintre noi. Asta depinde de fiecare, nu ți-am zis. Aici depinde de fiecare, de evoluția lui spirituală. Că la un om care, nu știu cum să spun, credincios, un om care are un... Nu știu, poate că să-i spun o educație într-un fel. Știi că un om credincios niciodată nu-i va face unuia altuia rău. Înțelegi? Și atunci, acolo există, se lășluiește spiritul ăla bun. Noi trebuie să nu încurcăm. De multe ori se încurcă chestia asta cu ghidul spiritual, că am legătura cu ghidul spiritual și e și mult spectacol din toată chestia asta, de foarte multe ori. Trebuie să luăm ce este bun de la fiecare, știi? Ți-am zis, fiecare poate fi bun în ceva. Nu e obligatoriu să fii clar văzător și clar auză și clar văz și toate alea să le ai. Important e să știi ce ai, ceea ce ai să duci cu demnitate. Pentru că ceea ce facem noi este o sabie cu două tăișuri. Eu, ca să mă bag în karma unui om, este să-mi asum riscul de a-i prelua lui din karma lui. Și atunci eu aleg foarte bine când este curiozitate, când este necesitate. Nu o fac doar ca să fac spectacol din chestia asta. Poate că am făcut spectacol la timpul meu, dar am învățat lecțiile. Noi ce facem este o sabie cu două tăișuri pe care mergem pe tăiș și dacă nu știm să dăm bine sau să primim bine, ne vom răni. Și atâta timp cât știi că n-ai voie să-ți faci rău nici ție, nici celuilalt, mergi pe linia dreaptă. Un terapeut poate prelua diverse probleme de la pacienți. Un terapeut poate prelua nu numai probleme de spirite, ci și de boli. Pentru că e foarte important să știi să duci pe lângă tine această energie pe care o iei și să transmiți energie celuilalt, doar energie vindecătoare. E foarte importantă chestia asta. E foarte greu pentru dumneavoastră, probabil. Dar e greu pentru toți cei care se ocupă de aceste lucruri. Dar v-ați asumat? Întotdeauna. Ca să ajutați oamenii. Mi-am asumat, am și spus. Ceea ce fac, fac cu multă dragoste. Refuzăm când este de refuzat, primim atunci oameni care sunt deprimit. Nu se pune problema. Eu încerc să colaborez foarte mult cu doctorii. Ceea ce recomand pentru orice terapeut, atunci când are un pacient în față, să vadă exact dacă ceea ce are pacientul ține doar de el sau doar de medic. E foarte important să faci această, alegere. Încerci să nu pui banii niciodată la mijloc, pentru că să iei banii unul nu e ușor, dar închipuiți că atunci când ai luat banul ăla, tu trebuie să ai responsabilitatea nescrisă a universului să faci ceva pentru ei, dar ceva ce trebuie bun, pentru că omul vine la tine cu toată încrederea, vine cu toată voința, cu tot sufletul deschis. Dacă tu ești cel care îl vei minți, tu nu-l minți pe om, pentru că nu poți să-l minți decât o dată, două ori, trei ori maxim. Te minți pe tine și îți primești răsplata. Și după aceea spui, Dumnezeule, mi s-a îmbolnăvit copilul, sau mi s-a îmbolnăvit, sau mi s-a întâmplat, nu mie, celorlalți. De ce să faci lucrul ăsta? Deci, conștientizezi. Fii sincer cu tine și conștientizează. Atunci când merită, merită. Când nu merită, nu merită. Din experiența dumneavoastră de terapeut, ați întâlnit, bănuiesc, foarte multe cazuri în care cauzele bolilor nu sunt doar de natură medicală, ci și de natură spirituală, să spunem. Păi dacă noi... Asta se îmbolnăvește prima la om. Se îmbolnăvește omul spiritual, energetic. Și după aceea fizicul se începe să se îmbolnăvească. Sunt boli care e destul omul să-și ceară iertare pentru ceva și se vindecă.
Prin iertare. Prin iertare. Asta înseamnă ce se petrece de fapt la nivel energetic. Acea energie este negativă este eliminată? Este o distrugere energetică și atunci omul trebuie să... trebuie să conștientizeze. Primul pas e conștientizarea, nu? Da. Uite, de pildă, iarăși dăm un divorț, da? Un divorț unde să spunem că bărbatul e cel care părăsește familia. Femeia se simte frustrată, nu-l iartă. Ține de acea căsnicie cu dinții, pentru că ea luptă pentru copil. Eu n-am să spun vreodată și nici nu spun chestia asta. O femeie luptă pentru familia ei, ea luptă pentru integritatea familiei. Dar făcând chestia asta, ea își frustrează femeia din ea, își frustrează demnitatea, orgoliu este cel care îi macină interiorul și la un moment dat se trezește, că se trezește, știi cum vorba, se culcă sănătos, se trezește bolnav, mort, mă rog, se trezește, de fapt, în pragul unei depresii puternice, a unei neșanse în viață, pentru că femeile, când încep să se frustreze de feminitatea lor, ele încep să aibă probleme genitale, problemele sânilor, problemele femeii. Deci ea lovește în ce? În feminitate. În feminitatea ei. Și atunci apar probleme la sân, la organele genitale. Când femeia și-a frustrat femeia din ea. Și când își rezolvă toate aceste probleme, în momentul când își rezolvă această problemă, detașarea cu... Doamne, unde nu există iubire, nu există. Nu poți să faci cu forța. Deci pentru că ceea ce legi cu forța nu va ține. Sau știi cum e? Chiar dacă ai legat cu forța și ține, e un nod de care te vei încurca în continuu. Înțelegi? Nu o să poți niciodată să mângâi drept. Și apar afecțiuni și la nivelul inimii. Obligatoriu. Și în felul ăsta se îmbolnăvește și ea și el. Cam astea sunt. Sunt multe cauze spirituale, multe cauze spirituale a bolilor. De aceea noi trebuie să știm atunci când trebuie să ne detașăm de ceva. Eu nu zic să nu încerce femeile să lupte pentru familia lor. Dar atâta timp când vezi problema asta, problema este a copiilor. Pentru că copilul niciodată nu percepe divorțul ca un divorț între mama și tata. Spune, tata ne-a părăsit. Da? Așa spune. Tata ne-a părăsit. Sunt și mami care își părăsesc copiii. Deci să nu generalizăm. Dar îndeosebi, mă rog, asta se întâmplă. Așa percepe el? Așa percepe copilul. Și copilul se simte abandonat, părăsit. Și apare rană de și abandon. Apare rană de abandon. Și apare, crește un copil cu o frustrare. Pentru că, de aceea, noi trebuie să vedem pe care sunt interesele, care sunt problemele. Le rezolvăm de la cap la coadă. Luăm firul de la un cap și îl ducem până la celălalt. Pe lângă ședințele de bioenergoterapie, dumneavoastră face și ședințe de psihoterapie, bănuiesc, cu pacienții. Obligatoriu. Psihoterapia este cea mai importantă în orice problemă cu care vine omul la un terapeut când îi trece pragul. Fie că e vorba de o problemă fizică sau sufletească. Este un bagaj unde trebuie să intre în primul rând psihologic, să stai de vorbă. Vezi, e pregătit, nu e pregătit. De fapt, care e problema care îl aduce? Nefericirea familiei, da? Problema personală, problemă de sănătate. Și așa, întâi îți dai seama de toată chestia asta. Deci, înainte de a fi un clar văzător, un clar pipăitor, trebuie să fii un bun psihoterapeut. Psihoterapeut. Exact. Ce înseamnă, de fapt, clar văzător, ca să o lămurim? Ca să nu zic clar visător, știi? Clar visător. Că vorbim de aceste capacități extrasenzoriale. Citeam un interviu cu dumneavoastră și spuneați că ați lucrat și la crimă organizată, dacă nu mă înșel, da? Și aveți tot felul de flash-uri despre... Aveam acțiune. Chestiile astea, dar astea sunt, înseamnă, toate lucrurile astea m-au făcut ceea ce sunt astăzi. Da, pentru noi sunt fascinante, pentru noi cei care nu le avem. Să vezi în trecut sau să vezi în viitor. E fascinant. Nu e problema de viitor. Acolo vedeai cauza decesului, că eu sunt criminalist. Nu eram la... Vedeai cauza decesului. Deci nu mai stăteai să cauți foarte mult, să
scotrobă ei, să faci tot felul de analize, tot felul de deschideri și așa mai departe. Știai exact. Trebuia să le faci pentru că era obligatoriu ca... Aveai nevoie de dovezi scrise. Exact. Era obligatoriu ca program de, mă rog, de stabilire a decesului, dar știai dinainte și nu mai mă stresam așa. Și vă veneau flash-uri. Exact. Exact. Sunt interesante lucrurile astea. Sunt experiențe din care tot timpul am învățat. Și dacă vă apar flash-uri, nu știu, urâte despre viitorul unui om, îi spuneți? Uite... Adică aveți voie să-i spuneți? Cred că vreo două cazuri am când le-am spus. În unul am regretat, în unul n-am regretat. Dar dacă afli, poți evita cumva... acel nod temporar, cum se mai spune, acea lecție de destin, nu știu. Păi, o să-ți spun, dacă în cazul unde am regretat că am spus, îmi pare rău că așa după aceea m-au jignit într-un fel rudele, dar în sinea mea eu am fost împăcată cu mine pentru că am făcut exact ceea ce trebuia, ce am simțit că trebuie să fac. Dar mă abțin de foarte multe ori, mă abțin să spun ceva. Și nu numai pentru că nu aș vrea să-mi asum chestia asta, ci doar pentru că oamenii nu înțeleg corect informația. Nu înțeleg corect informația. Și atunci mai bine taci. Și că dacă tăceai, filozof rămâneai. Ai, prefer să fiu filozof. Sunt și oameni probabil pe care toate aceste informații îi ajută. Care foarte știu rar, îți spun eu, chestiile astea sunt foarte multe. 90% sunt curiozități. Știi, când ne întreabă, și eu cam cât mai am de trăit? Păi bun, dar ce sunt eu, Dumnezeu? Sau când, eu când mă mărit, Doamne sau ferici, eu când divorțez, sau când mă mărit. Mai zic, mai râd câteodată și spun, păi eu sunt mărit, când o să fii mai bună? Păi, dar eu sunt bună, doamna Lidia. Băi, acum, din punctul tău de vedere, poate că da, dar uite că sunt lucruri care nu le putem. Astea sunt, ți-am zis, sunt curiozități. Și... Omul totdeauna a fost fascinat de aflarea viitorului, până la urmă. Da, dar... Eu i-aș sfătui să nu intereseze. Să-și facă frumos... Prezentul. Actualul, prezentul. Să trăiască cu demnitate prezentul și viitorul e perfect. Da, vă spuneam că sunt foarte curioși pentru că din totdeauna a existat chiar și artele astea din miniaturi, începând cu tarotul și astrologia, numerologia. Tot timpul omul a vrut să știe ce l-așteaptă. Poate cumva, nu neapărat din curiozitate, poate cumva să-și ia niște măsuri. Nu am nimic împotrivă. Nici în astrologie, nici în numerologie, nici că se duce la un clarvăzător să-și vadă viitorul. Poate că din toate lucrurile astea care le fac oamenii, și eu le fac, și eu mi-am făcut astrogramă, și eu am fost curioasă de unde vin și unde mă duc, și eu poate că am fost și la ghicit în cafele, și odată m-am dus și la niște cărți cu niște prietene de-a mele și poate că m-a recunoscut doamna, dar nu eram așa de cunoscut atunci. Prin 97, 95. Și s-a adeverit ce v-au spus? Dar nu mi-a spus nimic, asta de vorbă, deci nu, nici n-a... A zis că mie nu vrea să mă cărăbănesc de acolo, că mie nu-ți vrea să-mi spun. Dar de ce a văzut? Nu știu să spun, dar a zis, uite, doamna și doamna să rămână, dar dumneavoastră puteți, dar tu poți să pleci. Și eu am zis, dar ce, am păr de lup? Care e problema? Ceva a văzut, a simțit. Cu siguranță a văzut ea ce, a simțit ea ceva, că nu a vrut să... După aceea ne-am împrietenit. Va simți puterea, cu siguranță. Posibil. Am foarte multe prietene care ghiciesc și în tarot și în... Dar, cum să spun, eu nu am nimic împotrivă și nici nu... Dom'le, dacă omul simte și poate să aibă accesul la o informație, poate că eu nu pot să-i o dau, poate că pot să-i o dea celălalt. De ce nu? N-am nimic. Cartea tarotul este o carte a destinului. Cu tarotul nu te joci. Nu poți să-ți dai toată ziua în tarot cum îți dai în cărțile astea la alte simple. Eu sunt aveam Dumnezeu să ierte o prietenă foarte bună, o răsoaică, care locuia la Ploiești. Dar, mă rog, venită pe timpurile înainte de timpul războiului. Și mă suna și spunea, băi, vezi că îți schimb mașina.
Și eu spun, Maria, zic, tare, aș fi fericită să-mi schimb mașina, dar nu prea am bani. Zic, nu știu cum o să-mi schimb mașina. Doamne, nu știu, s-a întâmplat o chestie cu niște bani la bancă pe care eu i-am depus acum mulți ani de zile în urmă și venise... Și deci s-a adeverit ceva, deci, a spus Maria. Da. Și zice, eu vroiam în sinea mea să-mi schimb mașina, dar nu aveam bani, unde, dacă nu aveam... și la un moment dat, primea scrisoare de la bancă să mă duc să-mi negociez dobândă. Păi zic, ce bani am eu? Ca să vezi că eu acum vreo 25 de ani în urmă am făcut un împrumut la bancă. L-am dat înapoi, dar plăteam tot timpul în plus. Acolo ca să fie rezervă. Banii aia în timp au crescut, și s-au făcut vreo 4.000 de euro. S-a și la bancă și spun, domnule, zic că am primit o scrisoare. Zic, nu știu, eu n-am niciun... Am un cont care a fost deschis acum, dar zic, după ce am plătit împrumutul, nici nu l-am mai umblat la el. Dar ești foarte prost. Uite, să vezi 4.000 de euro. O să urmărești. Îți schimb mașina. La Maria a primit această informație în tarot. Maria la era... avea nativ acces la informații. Ea nu știa că ea are acces la informații, pentru că ea se folosea de cărți, de tarot, de cafea. Dar pentru ea, cartea și cafeaua era un fel de doar să le aibă în mână, să uita în ceașcă. De fapt, să uita în ceașcă, arunca ochii în ceașcă, după care să uita la tine și începea să-ți povestească din... Ceașca era pentru ea o recuzită de care ea doar se folosea. Sunt foarte mulți, am întâlnit și eu foarte mulți oameni care au aceste abilități, dar au nevoie, ca să pară credibil în fața oamenilor, de un instrument. Exact. De o carte, de o ceașcă de cafea. Așa era Maria. Deci ea avea un acces foarte interesant la informații, doar că ea nu știa că ea are accesul ăsta. Harul ei era că ea știa că ea dă bine în cărți, știi? Dar ea, de fapt, avea acces la informații pentru că asta era sursa ei de a-și arăta informații, știi? Da, făcea acest lucru doar pentru dumneavoastră sau ajuta mai mulți oameni? Numai pentru prieteni. Ea nu dădea profesional. Ea muncea, avea treabă, dar când stătea ea câteodată așa la televizor sau ce, am băut o cafea pentru tine. Vezi că nu știu ce, nu știu ce. Sau, uite așa, da, sunt oameni, îmi pare rău că s-a stins, dar uite, vezi, așa, se duc De asta spunem că sunt oameni care se nasc până la urmă cu aceste daruri. Sigur că da, sigur. Numai că ți-am zis, uite, vezi, eu n-am nevoie de o recuzită. Uh-huh. Dar sunt oameni care au nevoie de aceste accesul la informații prin aceste canale. Fiecare... N-am nimic împotrivă. Cum este înzestrat și cum poate primi informația mai simplu, mai ușor, mai direct. Dar, nu știu, sunt și situații în care te poți păcăli, te poate păcăli această informație, te poate deruta această informație? Acum sunt, dar nu sunt eu o măsură aceea care să-i